revenit în discuția noastră, domnul George Bălan, candidat pentru Consiliul Local Municipal Roman din partea Alianței pentru Roman 2020, Radu Samson, candidat pentru fotoliul de primar din partea Alianței USR Plus, domnul Sorin Dumitru Cazan, candidat pentru fotoliul de primar din partea Partidului Mișcarea Populară și Teodora Baciu, candidat pentru funcția de primar din partea Împreună pentru Moldova. Domnilor, doamnă, aș dori o concluzie pentru proiectul în ceea ce privește alimentarea cu apă a județului Neamț, nu neapărat a municipiului Roman, pentru că problema asta, așa cum spuneam și în prima parte, e o problemă care se întâlnește în toate localitățile din concluzia. Ați avut o întrebare care i-a spus-o lui domnul Bălan și trebuie să ne-o puneți și nouă. Rămânem restanți cu o întrebare? N-ați fost în Consiliul Local. Pe am fost în Consiliul Local și pot să vă spun de ce proiectele care se votează nu se duc la... Poate nu vor colegii să vă spun, dar știu și dumneavoastră, că doamna Teo a fost în presă, știe foarte bine. Trageți de ce nu s-au... și concluzia, domnul Cazan. Da, și concluzia în același timp. Deci, în primul rând, se făceau foarte multe SF-uri, cum spuneți dumneavoastră, permanent întreba, domne, de ce aprobăm studii de fezabilitate, așa, atâta timp cât noi nu aveam buget să executăm aceste lucrări. Ni se spunea permanent că se vor face rost de bani. Dar vă spun care este situația. Toate studiile de fezabilitate au în spate firme ale politicienilor. Pentru că cetățenii trebuie să știe. Nu se face nimic fără interes politic. Păi eu când am fost în Consiliul Local m-am întrebat, domnule, cât ai la sută? Tu 20%. Uite, tu e felia asta și facem proiectul cum spui tu, așa și îți oferim suma ca să... E cam penal ce spuneți. Trebuia, să, spuneți penal, domnule, trebuia să spuneți atunci când vi s-a oferit... Personal. Vi s-a oferit. Cu proiect, că niciodată nu erau de acord cu proiectele care le făceam. Era, susțineam asfaltarea unor străzi din cartierul Nicolae Bălcescu și nu era nimeni de acord, pentru că consilierii locali credeau că cartierul Nicolae Bălcescu nu aparține de Roma, n-a rămas surprins. Da, încă mai erau percepții de genul. Teodora. Acum să vă răspund la întrebarea pe care ați adresat-o. În Consiliul Local, cel puțin în ultimii ani, s-a văzut clar că a fost un Consiliu Local de yes-meni care au ridicat mâna nu la... Exact, numai la ce li s-a dictat, fără să aibă niciun punct de vedere, fără să aibă nicio întrebare și nicio îndoială. Referitor la o concluzie pe acest subiect, eu consider că este foarte important să avem soluții pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, fiindcă acestea nu se exclud, ci dimpotrivă se completează reciproc. Este important să ne uităm ce urmează în 2021-2027. Echipa Împreună pentru Moldova a făcut toate aceste lucruri și vine cu acest proiect prin care să facem o nouă sursă de captare a apei cu puțuri de mare adâncime pentru ca în final, coroborate cu modernizarea rețelei, să ajungem la tarife de apă mai mici pentru romașcani. Radu Samson? Întrebarea a fost de ce nu se face nimic, de ce nu s-a făcut efectiv, pentru că exact cum am făcut noi la această masă, ne-am contrazis, fiecare are alte opinii, fiecare are alte păreri, exact așa s-a făcut și în administrația, la nivelul conducerii administrației locale în ultimii 20-30 de ani. S-a bătut apa în piuă pe subiectul apei din Roman. Dacă ar fi să trag o concluzie, dar e un subiect atât de amplu încât nu se pot trage concluzii parțiale. Se poate discuta despre subiectul ăsta dacă am avea câte jumătate de oră fiecare, nu am avea timp să-l acoperim. Concluzia este că dintr-un capăt de undeva trebuie abordată problema și trebuie să ne apucăm de treabă. Că așa facem studii de fezabilitate, punem pavele că nu s-a invocat lipsa banilor pentru proiecte, punem pavele de 20 de milioane de lei peste conductele vechi de 30 de ani și spunem că nu avem bani pentru conducte. Păi da, alea 20 de milioane de lei din pavele nu erau bani? Deci se putea face cu asfalt și diferența, trotuarele se puteau face cu asfalt și diferența investită în conducte, ca un exemplu. Mulțumesc! Iarăși revin la meseria mea de inginer și ca să punctăm, să lămurim într-un fel subiectul, să nu lăsăm iar în suspensie și va rămâne în suspensie. La acest moment, singurul proiect fezabil este acest proiect de investiții de 200 de milioane de euro al APASERV. Eu sper să-l câștige, dintre care 25 de milioane de euro vor fi pentru zona Roman, deci doar pentru Roman, 25 de milioane de euro. Și concret ce se va face cu banii ăștia?
Concret vă spun imediat, este vorba de refacerea stației de captare și furarea a încă 50 de puțuri noi, dar discutăm când avem banii. 25 de milioane de euro, așa, avioane spunem toți. Cu 25 de milioane de euro, modernizarea captării plus suplimentarea cu 50 de puțuri, modernizarea conductei de transport de la stația de captare. Tânșii n-au vorbit nimic pentru că nu știu cam tot fluxul. Modernizarea conductei... Asta nu înseamnă că nu știu dacă nu am menționat. Mulțumesc. Scurt timp. 10 secunde. Modernizarea conductei de transport, modernizarea rețelelor vechi și sectorizarea orașului. S-a terminat. Partea de epurare este finalizată. N-a spus nimeni nimic de chestiunea asta. Și nefuncțională. Pentru că s-a tot lucrat pe sectorizare. Vreau să schimbăm subiectul, să schimbăm domeniul, să intrăm în sănătate. Asta nu înseamnă că am terminat discuțiile despre apă. Din păcate, mai sunt foarte multe lucruri de spus. Din păcate, nu pot să le dau cuvântul decât limitat, pentru că trebuie să existe o egalitate între participanții la această dezbatere. Cu siguranță, dacă nu se termină campania electorală, poate smulg promisiunea de la cei prezenți în studio să vină să discutăm fără cronometru. Știți că atunci discuțiile sunt interesante. Să trecem la sănătate, un subiect destul de delicat. Avem dreptul la ocrotirea sănătății. Este garantat de cărticica asta care se cheamă Constituția României. Și cu toate astea, nu poți să... Am vorbit și eu mai mult decât trebuia. Și cu toate astea, nu putem să ajungem într-un spital în România fără să avem un plic cu bani la noi, pregătit pentru situațiile în care, Doamne ferește, avem nevoie să-l dăm cuiva, deși salariile în sistemul de sănătate sunt foarte mari, cel puțin în ultimul timp. Nu contrazicem faptul că oamenii ăștia nu muncesc, că se expun tuturor riscurilor, dar sunt plătiți pentru asta. Care sunt, să spunem, tarele acestui sistem de sănătate și cine dorește să înceapă? Am să încep eu, haideți să începem cu doamna Teodora Bacin, măcar o dată. Bine, da. Haide. Dacă permite. La sănătate avem din vorbit câte ori, fiecare, nu-i problema. Pe toate subiectele avem. Da. Să dăm și doamnei cuvântul o dată să vorbească prima pe un subiect. Teo, te rog. Și după aia dumneavoastră, că sunteți mai tânăr. Nu. Noi am propus pentru partea de sănătate lucruri care țin mai ales de relația dintre personalul medical și pacient, pentru că știm foarte bine că de când s-au mărit salariile în acest sistem, lucrurile nu s-au rezolvat. Spuneați dumneavoastră de plic, din păcate metoda plicului încă nu a dispărut și atunci considerăm, după un model american, pentru că a venit cineva și a zis că facem o treabă comunistă, nu, facem o treabă capitalistă, în care pacientul misterios chiar are un rol de a verifica cum stau lucrurile efectiv și de a pune în valoare, pentru că vrem să mergem pe partea constructivă, de a pune în valoare acei oameni care își fac treaba cu bună credință. Există o percepție asupra sistemului de sănătate că tot sistemul este putred și tot sistemul are probleme, deși sunt oameni care își fac treaba cu dedicație și care pun foarte mult suflet și atunci acești oameni care fac treaba cu dedicație și pun suflet trebuie puși în valoare. Și ne-am gândit să facem asta prin pacientul misterios și prin chestionare de feedback în care să ajungă direct la primărie, pentru că acele chestionare de feedback care ajung doar la conducerea spitalului, nu mai știm nimic despre ele, ce se întâmplă. Și pe lângă asta o linie telefonică directă tot la primărie, pentru ca lucrurile să fie cât mai transparente și să avem practic o imagine clară venind dinspre pacient, dinspre beneficiar către administrație. Managerul spitalului nu trebuie să fie prieten cu primarul, managerul spitalului trebuie să fie competent și să-și facă treaba. Dacă nu este competent, trebuie să plece acasă. Asta este treaba cu managerul spitalului. Un alt lucru pe care intenționăm să-l facem este, după ce voi deveni primar, să am o discuție cu toți angajații din sistemul sanitar, pornind de la infirmiere către directorul spitalului, pentru că nu poți să ai o imagine clară vorbind doar cu conducerea, așa cum s-a întâmplat până acum. Și modernizarea policlinicii, despre care am văzut că ulterior au luat-o toți.
Doamna Baciu, nu vă supărați, nu ne copiem proiectele. Toți avem aceleași gânduri. Păi dacă am stat de vorbă cu a fost aceeași formulare pe care am făcut-o eu pe 29 iulie, am văzut-o ulterior la toată lumea. Deci, e cel puțin interesant. Dacă asta ne cer cetățenii, e ceva, un lucru interesant și atunci toți îl pun în proiect. Nu trebuie să ne învinuim unul pe altul. Noi trebuie să spunem, domne, suntem toți în același gând. Și toți vreți au identificat doar problema de la ortopedie, n-au mai existat alte probleme. Eu n-am spus de ortopedie un cuvânt. Nu la dumneavoastră. Mă gândeam că spuneți de mine. Nu. Dar eu vă zic, domne, dacă un proiect îl aveți și dumneavoastră, l-am și eu la Șeradu. Și l-are și eu știu, nu știu cine candidează. Eu mă referam candidează la formulare că era izbitor pic, de similar. Nu știu cine candidează de la PNL și de la PSD, că nu sunt în platou. Nu o să aflați, domnul Cazan. Nu m-ați înțeles. De la PNL și de la PSD nu știu cine candidează. Aici sunt reprezentanții pentru primărie, doamna Teo Baciu, două Radu Samson de la USR, Cazan Sorin de la PMP. De la PSD și de la PNL nu avem candidați la primărie. Nu putem să ne trimitem tot felul de... Intrăm în sănătate acum și vă spun cu ce ați început. Ați început, în primul rând, foarte prost, învinuind sistemul sanitar că este bine plătit. Nu! Sistemul sanitar poate este plătit cum trebuie, poate este prost plătit cei care lucrează, sunt foarte prost plătiți cei care lucrează în mediul privat și cei care lucrează în alte activități. Dar nu trebuie să ne luăm de cei care lucrează în sănătate că au salarii mari și că așteaptă plicuri. Eu vă spun o chestie, nu! Aici greșiți, fica mea este medic la Târgu Mureș, ginerile meu este medic la Târgu Mureș, la spital de urgență, așa, eu am persoane care le-am trimis din Roma la Târgu Mureș la spital și cu plicurile după ei, am plecat cu plicurile după ei și au venit cu plicurile acasă. Nu, dar Târgu Mureș în altă țară. Păi nu e altă țară, că e tot sistem medical. Acest misterios, domnii care au plecat cu plicurile. Nu, au plecat ca așa, erau învățați, cum a spus dumneavoastră. Haideți să nu mai denigrăm sistemul sanitar, pentru că nu se mai merge cu plicul, vă spun eu. Eu am pe lista mea de consilier local un medic dați foarte voie bun, să vă contrazic, doamna doctor Țubucanu, cardiolog, care le spune oamenilor în față, domnule, nu încercați să îmi dați că eu am salariu foarte mare și sunt bucuroasă de banii pe care i-am. Sistemul sanitar trebuie ajutat foarte mult de către comunitate, în primul rând, spitalul, policlinica, spitalul de contagioși trebuie reabilitat și inclusiv spitalul roman trebuie... directorul spitalului să nu fie din cadrul unui partid politic, să nu fie politic, eu am spus atât. Când voi fi primar, la ora 7:30 voi fi în spital în fiecare zi, timp de o oră mă voi plimba și voi sta de vorbă numai cu infirmierile și cu pacienții dacă sunt mulțumiți de cum sunt tratați. Și atunci vom schimba directorul un raport de nemulțumiri și de mulțumirile oamenilor. E clară problema lipsei de management competent la spital. Nici managerul actual nu dă randament și asta o spun, nu o spun eu, nu o spun pacienții, o spun și majoritatea angajaților spitalului. Dacă ne referim la directorul economic, care acum candidează la primărie din partea unui partid, putem vedea că în ultimii ani fostul director economic, mă scuzați, e încă da, e suspendat din post. Dacă ne referim la managementul economic al spitalului, în ultimii ani vedem că s-au făcut investiții pe afară, s-a vopsit gardul, s-a izolat spitalul, s-au cumpărat și niște echipamente care stau prin subsolul spitalului pentru că nu există personal pregătit să opereze acele echipamente, pentru că noi preocuparea administrației publice până acum a fost despre cum să cheltuim banii și nu neapărat cum să îi cheltuim cu randament, să îi cheltuim eficient. Așa, cred că prima problemă care ar trebui rezolvată în Spitalul Municipal Roman este să avem apă caldă în toate saloanele. Asta e și o chestie de... Adică nu e o investiție, nu e necesară o investiție extraordinar de mare, nu e o problemă foarte de nișă, așa că i-ar preocupa doar pe unii pacienți, e o chestie de bun simț, așa cum avem apă caldă. Apă caldă acasă atunci când avem apă la robinete, ar trebui să avem apă caldă și în spital, pentru că pacienții trebuie să poată să se spele pe mâini în salon, să se spele când merg la baie și din păcate apă caldă este doar la ginecologie și la neonatologie, constant și în sălile de operații. În saloane, pe majoritatea secțiilor din spital, nu există apă caldă. Și cu asta am zis tot. E clar că managementul spitalului a fost foarte prost în ultimii ani. Și domnul director economic se lăuda la finalul anului de trecut, sau nu, la începutul anului acesta, înainte de predarea funcției, se lăuda că spitalul a avut în 2019 profit 1,5 milioane de euro. Bun. Și ce s-a făcut cu banii pentru spital? Cu ce s-au îmbunătățit condițiile din spital pe baza acestui profit obținut din toate consultațiile și toate intervențiile medicale pe care pacienții le plătesc prin casa de asigurări.
Mulțumesc. Ca să-i dau un răspuns domnului Cazan, candidatul la primărie al Alianței pentru Roma în 2020 este domnul profesor Viorel Stan, a cărui probitate și profesională și notorietate, nu cred oricât ar vrea dânsul să fie de rău tăcios, între ghilimele, nu o cunoaște. Eu am fost invitat aici pe teme de consiliu local, pe teme de sănătate și pe apă. Ok, nu că dânsul n-a vrut să vină. Nu că dânsul nu a vrut să vină aici la întâlnire. Probabil că de învățământ săptămâna trecută. Corect, și probabil atunci. Probabil că atunci. De asta zic. Probabil că atunci. De asta e o chestiune. Bun, să trecem peste. Statorii nici atunci nu l-au văzut. Treaba cu consiliul local, care este proprietarul clădirilor, este întreținerea clădirilor, a spitalului. Și ca să închid subiectul, apropo de apă caldă, Consiliul Județean a aprobat anul acesta toate fondurile necesare pentru igienizarea și curățarea subsolului Spitalului Roman. Deci până ajungem la nu știu ce echipamente scumpe, care sunt, și o să vă spun și de proiectul care e depus și în faza de licitație cu centrul de imagistică, Consiliul Județean a aprobat fondurile pentru igienizarea și punerea la punct a conductorilor și a tot ce este în subsolul Spitalului Roman, unde n-a făcut nimeni timp de 30 de ani. Nici când dumneavoastră ați fost în Consiliu nu s-a făcut nimic și știți bine chestiunea dar asta. Dar eram primar, domnul, okay. Nu vă supărați, am fost primar PNL, PSD. Pe activitatea strict medicală, nici Consiliul Local și nici primarul nu poate să facă o evaluare profesională a medicilor și să-și dea cu părerea sau a celorlalte cadre. Corect. Consiliul Local și Consiliul Județean participă doar la menținerea spitalului în stare perfectă de funcționare din toate punctele de vedere. Dotare, apă și așa mai departe. Mulțumesc! Păi și atunci spuneați că s-a lucrat la, sau s-a aprobat păi dacă, pentru da, subsol. Deci dacă îmi dați voie, eu pot să dezvolt la pentru la că eu am ce spune. Deci nu vând iluzii. Adică ce spune pe subiect. Deci subsolul, tot subsolul spitalului este în reabilitare, pentru că știm ca la subsolul blocurilor, țevile sunt vechi sau mai spart sau mai așa, se execută lucrarea în acest moment, este în execuție. Domnul consilier, am o întrebare scurtă de 30 de secunde. De ce nu? Un pic. Se știa de un pic, 30 de secunde. De păi ce nu se știa, că n-aveau niciun interes să afle despre ce vorbim. Au început lucrările după ce am scris eu și am trimis DSP-ul. De o săptămână asta, conducerea spitalului, să afle cine mi-a dat mie poze din spital. Corect. Pentru că toată noaptea, asta toată iarna, toată iarna, cei din spital au avut parte de țânțari din cauza situației de la subsol. Ca idee, atât de gravă a fost situația, dar ei nu și-au dat seama. Deci nu și-au făcut seama. Această fonduri și se execută. De ce trebuia să o aflați din presă și de la directorul spitalului? De ce trebuia prima dată să izoleze termic spitalul și apoi să scoată apa de la subsol? Domnule, prima dată o luăm de jos. Ca să scoată caldă, domnul Cazan. S-au izolat mai întâi. Să scoată apa caldă. Deci scotem apa la subsol, după aia izolăm și după aia facem acoperișul, domnule, și întâmplarea termopană. Dar de ce nu întrebați dumneavoastră când o să fiți în emisiune cu domnii care au fost, să-i întrebați în mod direct? Eu nu pot să răspund pentru cineva care a fost manager sau este manager în spital sau pentru cineva care a fost. Chiar nu pot să vă răspund la această întrebare. Nu, dar eu vreau să vorbesc cu candidatul la primărie cu care ne luptăm acum și luăm proces. Discutați cu cine a administrat în mod direct spitalul. Consiliul Local nu a aprobat. Am aprobat, sigur că da, am aprobat. N-ați avut nicio curiozitate să puneți nicio întrebare. Am pus întrebări referitor pe cererile care erau pe buget. Nu, pus în șoaptă acasă, nu. Teodora, tu știi foarte bine de discuțiile la Comisia de Buget Finanțe și întotdeauna când spitalul a avut o solicitare către Primăria Roman s-au aprobat banii. Că dânsii n-au cerut uneori niște chestii. Bani, după ce am făcut o scrisoare deschisă prin care am cerut romașcanilor să intervină, pentru că alocarea de bani anul acesta de la spital era de 20 ceva de mii de lei și după aceea s-a transferat. Teodora, la Spitalul Municipal Roman a dat bani și Ministerul Sănătății, a dat bani și Consiliul Local Roman și cu Consiliul Județean. Da? Sunt echipamente
care așteaptă finalizarea centrului de imagistică. Este un mamograf. Acele echipamente vor fi depășite moral, domnul Bălan, până se face centrul de imagistică. Au dat, dacă vrem să completăm lista cu entități care au dat bani spitalului, deși spitalul e foarte bogat, a avut profit, Consiliul Local a aprobat toate cererile. Toate cererile s-au aprobat, toate cererile. Deci din partea Consiliului Local a fost toată deschiderea. Firme, exact, firme private au cumpărat echipamente de diagnosticare coronavirus. Au cumpărat echipamentele de securizare a intrării spitalului împotriva coronavirusului. Deci investitori privați au donat echipamente pentru cadrele medicale, deși primăria stă pe un sac de bani din care oricând cere spitalul, primăria dă. Să vă informez că personal am donat 600 de pături la spital și după două săptămâni m-am dus să văd dacă le-au pus pe paturi și n-am mai găsit niciun. Și de ce ați făcut o plângere? Am făcut plângere și în două săptămâni au apărut. Deci. Asta e treaba dumneavoastră cu conducerea spitalului. Și întrebați-i pe dânsii. Întrebați-i pe dânsii. Pandemiei, către societățile comerciale să ajute spitalul. Iar dumnealui dărâma stadionul. Aș vrea să tragem o concluzie, da? Asupra celor discutate astăzi. Câte un singur minut. Vă rog, Teo, tot prima. Sănătatea nu înseamnă doar clădiri, nu înseamnă doar aparatură, sănătatea înseamnă mai întâi de toate ca omul care are o problemă medicală să se ducă cu încredere la personalul medical și să primească acolo o vorbă bună, să primească o empatie pe lângă profesionalismul pe care medicii îl au ca urmare a studiilor pe care le-au făcut. Pe această relație interumană, în primul rând, își pune accent programul Împreună pentru Moldova, pentru că suntem oameni înainte de toate și degeaba îi faci omului un CT dacă îi spui prima dată, mă scuzați, aveți cancer, după jumătate de oră vine, s-a răzgândit doamna doctor, pacientul nu mai are cancer. Cum s-a întâmplat cu un prieten de-al meu? Domnul Cazan? Partidul Mișcarea Populară militează foarte mult pentru dezvoltarea infrastructurii în municipiul Roman, sănătate și învățământ. Și cu asta v-am spus tot. Sistemul de apă, nu mai punem, e pe primul plan. Nu-mi vine să cred. În 20 de secunde, Radu Samson. Păi nu trebuie să vorbim. Folosesc eu timpul. Eu și colegii din Alianța USR Plus avem un program structurat pe 9 capitole, 10 capitole cu prioritățile, cu lucrurile care trebuie făcute în primele luni după preluarea mandatului. Și despre sănătate avem, pentru sănătate avem mai multe măsuri, că trebuie să renovăm policlinica, trebuie să asigurăm apă caldă în spital, trebuie verificată activitatea managementului de la spital, trebuie și vrem noi să facem chestia asta, să construim un centru de primiri urgențe la secția de pediatrie a spitalului, pentru că centrul de primiri urgențe de la Spitalul Mare este și așa supraaglomerat, că vrem să construim să amenajăm un cabinet pentru urgențele stomatologice în cadrul spitalului, pentru că dacă te doare măseaua la 3 noaptea, nu ai unde să mergi în oraș efectiv și ar trebui să existe un centru de permanență la spital în acest sens. Lucruri de făcut sunt o mulțime. Toți vorbim, toți povestim, Consiliul Local, cum spunea domnul Bălan, a dat bani tot timpul, dar lucrurile nu se întâmplă. Noi o să le facem să se întâmple. Domnul Bălan? Bun. Modernizarea la spital deja a început cu centrul de imagistică și modernizarea UPU. Studiul de fezabilitate deja este în licitație pentru modernizarea policlinicii. Încheiem subiectul ăsta. Toți vrem, ne dorim mai bine. Eu aș vrea să punctez un singur lucru. Dat fiind situația care este, până ajungem să facem toate chestiunile astea complicate, așa frumoase și mari, mare atenție la Spitalul Roman cu sporul COVID, care trebuie să ajungă într-adevăr la cei din personalul medical care se ocupă de pacienții COVID. Deci nu cu listuțe și alte chestii. Nu este spital COVID, dar interacționează anumite categorii. UPU și așa mai departe interacționează cu COVID. Restul sunt pornite toate, dar ca orice investiție mare, cine spune că se întâmplă o chestiune peste noapte este fals și se vând iluzii. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune. A fost Teodora Baciu Împreună pentru Moldova, Sorin Dumitru Cazan, Partidul Mișcarea Populară, Radu Samson, USR Plus, și domnul George Bălan, Alianța pentru Roman 2020. Mulțumim. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă spunem toate bune!